Bună ziua, astăzi vom face o salată de țelină, da? Deci crudități. Țelină cu morcov, date până văzătoare. Deci o bucată de țelină normală, nu mare rău. Doi morcovi, sau nu știu, puteți să faceți o cantitate mai mică dacă vreți. Eu fac pentru că îmi place, da? În primul și în primul rând, țelina este bună pentru organism, pentru imunitate, pentru bărbați în special. Morcovul e bun pentru vedere și pentru imunitate. O să mai avem nevoie sare, piper după gust, plus maioneza, care o să fac și pe aceea un pic mai târziu. La salata noastră de morcovi cu țelina am adăugat și maioneza, da? Acum sunt două feluri de maioneză. Maioneză normală, care nu este de post, și maioneză de post. Eu am preferat pe cea de post, cu cartofi. Mi se pare mai consistentă, mai bună. Și nu mai este așa grețoasă, cum este cea cu ou. Deci, cam asta este salata noastră de țelină cu morcov și cu maioneză. După ce am amestecat foarte bine, așa arată salata noastră, da? De țelină, morcov și maioneză. Vă aștept la o salată nemaipomenit de bună. Poftă bună vă doresc!